Pe parcursul anului 2023, polițiștii rutieri au organizat peste 500 de acțiuni, cele mai multe cu efective proprii, dar și în colaborare cu alte instituții. 45 de persoane și-au pierdut viața în urma unor evenimente rutiere grave. Pentru siguranța participanților la traficul rutier, în anul 2023, polițiștii rutieri au organizat 529 de acțiuni, cu 98 mai multe față de anul precedent, din care 482 cu efective proprii și 47 cu alte formațiuni de poliție sau în colaborare cu reprezentanții altor instituții ori ai societății civile. Din datele statistice, în cursul anului 2023, constatăm că s-au produs 104 accidente grave, plus 4 față de anul 2022. Principalele cauze generatoare de accidente rutiere grave în această perioadă au fost indisciplina bicicliștilor 23%, neadaptarea vitezei 12% și indisciplina pietonală tot 12%. Au fost aplicate peste 39.000 de sancțiuni și s-au reținut mii de permise de conducere și certificate de înmatriculare. În cadrul activităților desfășurate pentru prevenirea și combaterea cauzelor generatoare de accidente rutiere, au fost constatate 499 de infracțiuni contra siguranței circulației pe drumurile publice, cu 99 mai puține față de anul precedent. Pentru abaterile constatate, polițiștii rutieri au aplicat 39.370 de sancțiuni contravenționale, cu 3.038 mai puține față de anul 2022, iar ca măsură complementară au reținut în vederea suspendării dreptului de a conduce 6.427 de permise de conducere, cu 862 mai multe față de anul trecut, și au retras 2.281 de certificate de înmatriculare, cu 654 mai multe față de anul trecut. Pentru creșterea gradului de siguranță școlară în cursul anului 2023, polițiștii Biroului Siguranță Școlară au organizat și desfășurat peste 4.000 de activități în unitățile de învățământ și zona adiacentă, față de 3.816 activități organizate și desfășurate în 2022. În 2023 s-au înregistrat 54 de infracțiuni în incinta sau în zona adiacentă unităților de învățământ. La nivelul Biroului pentru Protecția Animalelor, în perioada analizată, au fost înregistrate 140 de petiții, toate fiind soluționate, și au fost aplicate 137 de sancțiuni contravenționale în valoare de peste 111.500 de lei. Totodată au fost înregistrate 38 de dosare penale și au fost emise 38 de ordine de plasare în adăpost.